Ofițerii VAMAL din Smolensk au oprit la VAMă două camioane cu fructe ce veneau din Republica Belarus. Unul dintre ele transportat 20 de tone de mere din Republica Moldova, al doilea 6 tone de pere fără acte de proveniență, scrie Smolenskie Novosti. Cele două camioane au fost confiscate la punctul de trecere din zona satului Krasnaya Gorka din Smolensk, mai titrează sursa citată. Potrivit șefului punctului VAMAL din Smolensk, Dimitri Vasiukov, marfa nu era însoțită de documente care să confirme dacă fructele au trecut controlul fitosanitar, iar. Merele erau transportate cu încălcarea regimului de temperatură, ceea ce afectează negativ calitatea acestora. Merele erau transportate de asemenea într-un camion frigorific, fiind ascunse sub un strat gros de izolație. În plus, plăcuța de înregistrare a camionului era falsă. Ambele camioane au fost reținute, iar Marfa a fost confiscată de către agenții VAMAL și transmisă pentru inspecții suplimentare. Funcționarii VAMAL au trimis cazul celor de la Rosel Hoznadzor, care urmează să ia o decizie în privința mărfii și a șoferilor.